Lăsați-mă să actualizez. Genesa 24, versetul 63. Într-o seară, nu știu dacă chiar într-o tabără, când Andrei ieșise să curge-te în taină, pe câmp, ca la un camp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că Rebeca a ridicat, adică în cazul nostru Damaris, a ridicat și Aoki, a ochii, l-a văzut pe Isaac, a zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, nu știu exact cine e persoana asta, este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat Mahrama sau Marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse Isaac, în cazul nostru Andrei, a dus pe Damaris în cortul mamei sale. Asta urmează, încă nu s-a întâmplat. Și spune Biblia, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Felicitări! Mi-e greu să-mi acopăr amintirile cu voi. M am uitat un prin sală și am văzut colegi de ai tăi, Andrei. Dragă biserică, vă deconspir un fapt, eu am fost dirigintele lui Andrei, patru ani, și l-am văzut, n-am vrut, am vrut, nu au vrut, au vrut, l-am văzut în fiecare zi aproape și am văzut cum Dumnezeu lucrează la voi. Pe Damaris, cred că am observat-o încă din primele dăți când au venit, pentru că a fost o ființă foarte sinceră și a intrat la consiliere imediat după ce a ajuns la Betania nu că n-ar fi avut acolo la Petrila suficient ajutor și culmea mi s-a dat un telefon motiv pentru care predic ce predic și anume căsătorie aranjată de cer nu vă speriați asistăm la o căsătorie aranjată de cer slăviți să fie domnul Exact la fel s-a aranjat căsătoria aceasta între Isaac și Rebecca. Cerul a programat căsătoria lor, cerul a programat căsătoria voastră. Și în scurt, trei lucruri care presupun sau care există într-o căsătorie aranjată de cer. În primul rând, caracter. Deci rețineți, în primul rând, caracter. Dacă ne uităm la Rebecca, e excepțional modul în care este descrisă. Rare ori găsești într-o descriere, chiar dacă este literară, atâte detalii care să marcheze caracterul acestei fete. Citesc, de exemplu, versetul 16. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a văzut legături cu ea. Culmea, deși era frumoasă, în loc să meargă la sală, făcea efort fizic acasă și asculta ce spune cuvântul Domnului, ea s-a coborât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Caracter. Deasupra frumuseții exterioare era frumusețea interioară. Uitați-vă că atunci când trebuie să depune efort, ceea ce a cerut robului Avram este deasupra oricărei logici, cum adică o femeie să vină și să ți să da pe ție cămile, mă omule, dar stai un pic că tu cam încalci orice cod al bunelor maniere. Dar pentru ca să fie sigur că Dumnezeu era prezent acolo și implicat și a aranjat această căsătorie, bărbatul acesta a zis, fă Doamne, ca femeia care vine prima și vă spune, scoate apă să-mi bea o mesete, să nu scoată apă doar pentru mine, să scoată apă pentru toate cămile mele. Nu vă spun cât consumă o cămilă la nivel de apă nu e acum momentul. Și ce înseamnă Caracter. Eu am prins informațiile din mers, chiar dacă tu nu știi, dar și am realizat că ai fost foarte harnică acasă. Te-ai implicat în familie, ai mers ai ajutat uh, părinți care aveau mai mulți copii, ai făcut de mâncare, de toate, ești o gospodină de expeție, uh, viitorul tău va arăta ca a meu, uh, asta e viața. da, Doamne ajută să fie binecuvântat ca mine. N-a zis Amin. <laughs> Mulțumesc. Cine seamănă cu mine zice Amin. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Dar nu asta o problemă, fii binecuvântată și fi fericită. Să știi că tot efortul pe care tu l-ai depus în vremea adolescenței, a tinereții, să știi că Dumnezeu îl binecuvintează. Să știi că Dumnezeu îl răsplătește. Caracterul tău nu va rămâne nerăsplătit. Știu că sunt fete care sunt invidioase pe tine și au motive. De ce? Pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat cu Andrei. Slăvit să fie Domnul. Caracter Uitați-vă că fata aceasta, în loc să fie foarte simandicoasă, foarte așa înțepată, să aibă ea ideile ei, cum adică discut eu cu mama despre problemele astea? Adică o venit un om, o trebuie să fiu foarte gentilă, foarte atentă și să hrănesc milele lui. Să vorbesc eu cu mama. Ascultați ce spune versetul 28. Fata a alergat și a istorisit, nu doar i-a spus așa evaziv, ci în detalii, povestea. A istorisit mamei sale acasă, nu pe stradă, acasă, a întâmplat? Caracter. Mă bucur foarte mult să văd, Andrei, că în tine Dumnezeu a croit în timp un caracter. Nu mai semeni cum era în clasa nouă, nici la fizionomie, nici la caracter. Ești un băiat pe care Dumnezeu te-a construit, te-a modelat, am văzut în tine lucrarea lui Dumnezeu. Și suntem așa de bucuroși în această dimineață la nunta lor, pentru că se căsătoresc două caractere și vor fi binecuvântați. N-am nicio emoție pentru viitorul lor, nici nu mă gândesc, nici măcar 0,00001% care avea vreo problemă de gând de despărțire, pentru că voi sunteți aranjați de cer. Știți de ce divorțează oamenii? Nu mai au caracter. Pentru că lumea asta le fură caracterul. Știți că în momentul în care acest slujitor al lui Avram s-a dus pe traseul acesta, Avram a zis, așează-ți mâna! așează mâna și fă o promisiune. Fă o promisiune că nu vei aduce băiatului meu o nevasă din afara spațiului nostru. De ce în lumea de azi se întâmplă altfel? De ce își permit băieți serioși, cu ghilimele serioși, că și-au pierdut seriozitate când fac asta, să se orienteze într-o lume periculoasă, într-o lume păcătoasă? Și zic, o, oh, păi ea e cea mai frumoasă, cea mai inteligentă, cea mai ceea ce. Stai un pic. În primul rând, are legământul. Voi sunteți binecuvântați și veți fi binecuvântați în căsătorie, pentru că aveți legământul. Voi, fiecare dintre voi, ați încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos și zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să fie cu voi, legământul oferă protecție căsătoriei voastre. 2. Colaborare. Nu doar pentru că înainte să fie miriasă, cineva din partea ei a dat un telefon și m-a întrebat acel frate slujitor, nu vă spun cine acum, ce puteți spune despre Andrei? Și eu am zis doar adevărul. Motiv pentru care sunteți aici. Că am zis adevărul. Adică am zis, care caracter? Să colaborezi. Nu e deloc greșit când vrei să-ți întemezi o familie să te intereseze ansamblu general al acelei persoane. O opinie obiectivă din partea unui slujitor întotdeauna e un plus valoare. Colaborare să colaborezi. Te întâlnești cu oameni care, vorba fratelui pastor aș din spatele meu, se căsătoresc pe internet, domnule, și nu știe, o întrebi, era să zic cum îl cheamă, nici asta nu știe total, adică cum e cu adevărat, o întrebi, cum îl cheamă pe pastorul, pe pastorul lui? Nu știu. În ce biserică e membru? Nu știu. Pentru ce știi despre această persoană? Nu știi nimic. De ce nu există o colaborare? o colaborare strânsă. Voi să colaborați cu Dumnezeu. Uitați-vă cum bărbatul acesta colaborează strâns cu Dumnezeu. Realizați faptul că nu exista internet, nu exista o poze, WhatsApp, HD, Full HD, filmări, ca acum e domeniul tău, 4K, 8K, ce vreți voi. Nimic nu exista. Nimic nu exista. Full HD, nimic. Și totuși, e căsătoria unor oameni în care Isaac a devenit următorul patriarh. Știți că Dumnezeu își leagă numele și zice așa, Dumnezeul lui Avram, Isaac și apoi Iacov. De ce? Pentru că a existat o colaborare. Nu vă întreb dacă v-ați rugat pentru ziua de azi, că știu. Și știu că v-ați rugat mult. Și știu că în spatele vostru a există niște părinți. Domnul să-i care s-au rugat mult pentru voi. Dragilor, e răspunsul rugăciunilor voastre. E brațul lui Dumnezeu întins peste casa voastră și începe Dumnezeu să lucreze sau să vedeți lucrarea lui Dumnezeu cu ochii liberi. De ce? Colaborare. Colaborare cu cerul. Orice o să se întâmple în viața voastră, când o să vină un moment dificil, că o să vină asta în viața, nu încercați soluții la oameni. Și vă împreună, ținând de mână, aveți voie. Rugați-vă împreună. Rugați-vă împreună. Plângeți împreună. Dacă aveți un simțământ de bucurie, strigați de bucurie împreună. Lăudați-L pe Dumnezeu, chemați-L în căminul vostru, țineți-L pe Dumnezeu aproape, nu-L îndepărtați, nu-L faceți pe Dumnezeu un străin al casei voastre. Dumnezeu trebuie să fie în centrul familiei voastre. Orice s-ar întâmpla în lumea asta și orice ori va veni și oricine va veni cu o soluție, cartea asta de ține adevărul. Nu știu, Andrei, dacă ai citit vreodată cu voce tare în casa ta, ne poate spune Filip, dacă acum nu întrebăm, dar vreau să spun ceva. De azi încolo va trebui să te înveți să citești Biblia cu voce tare. Să citiți Biblia împreună. Familia care rămâne împreună este familia care se roagă împreună. Familia care are aceleași idealuri, colaborați între voi. Este inadmisibil să nu știți totul unul despre celălalt. Este imposibil să existe un secret între voi care să genereze neîncredere. E știi parolele? <laughs> o să le afli. Spre caz, la nuntă îi dai. Dar nu de la serverele de la biserică. parolele de pe codul PIN, de pe card, deci nu unde să ne înțelegem un pic. Da. Trebuie să știți totul unde despre celălalt. Eu mă mir, domnule, că vine câte o persoană și zice, m-am supărat pe bărbatul meu că mi-am uitat telefonul pe masa din Livic și s-a uitat la el și mi-a cerut parola. Hei, în ce lume trăim? Păi, parolele mele, Alexandra le știe mai bine decât mine, la, cord, la carduri. Da? Înțelegeți? Știți de ce? Pentru că este imposibil să nu colaborați. Vorbiți între voi totdeauna, vorbiți prin semne, vorbiți prin sistemul vostru pe care voi vi-l alegeți, vorbiți, comunicați, comunicați continuu, spuneți orice, nu despre oricine. Și nu bărfind, ci cu rol de învățământ personal, de educare personală a casei voastre. Și vreau să mai spun un singur lucru: căsătorie aranjată de cer înseamnă cămin. E locul unde plângi, Andrei, și anură nu de tine. E locul unde zâmbești, Damaris, și el nu, nu are reacție de întristare. Unde zâmbiți împreună, unde vă bucurați deodată, unde trăiți aceleași bucurii. Orice s-ar întâmpla în lumea asta, când te retragi acasă, trebuie să fie locul numit ca și gosen în mijlocul Egiptului. E pace, e liniște. Știți de ce? Biblia zice în ultimele versete... Isaac a dus-o pe Rebecca în cortul mamei sale, el a iubit-o, astfel a fost mângâiat. Pentru că a voastră casă va fi cămin, dacă voi aveți o unitate indestructibilă, nimeni nu vă poate distruge asta. Întotdeauna să fiți împreună, nu călătoriri mult, mai mult de o săptămână fără ea. Dacă n-ai bani, facem cumva să, o să ai, da? Deci, dragilor, nu-i normal. Unul stă în țara cu tare, de exemplu, Italia și altul în România. Nu mi se pare normal. Iertați-mă, este anormalitate. Este anormalitate. Locuiți împreună, călătoriți împreună, vorbiți împreună. mângâiați vă pentru situațiile dificile. Când vine o situație inconfortabilă pentru unul dintre voi, celălalt, trebuie să sară în ajutor. Este imposibil să o las să doarmă într-o seară și să nu știi de ce e supărată. Atâta trebuie să o întrebi, atât de mult trebuie să vorbești cu ea încât să ți se deschidă și în final să fiți bucuroși. Și nu uitați, a voastră căsătorie va rezista, pentru că n-ar ajuta un pastor, o biserică, un cult religios, ci Dumnezeu din cer. Amin.